Pe lângă problema facturilor exagerate pentru plata utilităților, un alt subiect îi ține pe român cu sufletul la gură. Este vorba despre situația încordată de la granițele Ucrainei cu Rusia și cu Belarus, unde sunt cantonate mari forțe militare. Situația din zonă stârnește îngrijorare și în România, care, la rândul ei, se simte amenințată de un posibil conflict la graniță. Puțin știu că, în cazul unui conflict armat, patrimoniul cultural din țările implicate este protejat prin legi internaționale. În ceea ce privește patrimoniul cultural național, în ceea ce privește situația, soarta monumentelor istorice ale fiecărui stat, există tratate internaționale care protejează monumentele istorice, care protejează patrimoniul cultural național, pentru că este unanim acceptat că patrimoniul nu este al unei instituții, nu este al unei comunități, nu este nici măcar al unei țări, ci el aparține bunului universal. Suntem doar administratorii acestui patrimoniu. Protejarea patrimoniului cultural național al țărilor aflate în conflict armat este stipulată în Convenția de la Haga din 1954. Începând cu prevederile Convenției de la Haga din 1954, al doilea amendament, cum vreți să-i spuneți, din 1999 al Convenției de la Haga, sunt protejate monumentele istorice, sunt protejate clădirile care adăpostesc patrimoniul cultural național. De asemenea, este interzisă orice tip de agresiune împotriva monumentelor istorice și a patrimoniului cultural național. Sunt doar câteva excepții în care clădirile care depozitez patrimoniu sau clădirile monument istoric ar putea să iasă de sub prevederile articolului 4 al Convenției de la Haga. Muzeul Județean Buzău deține în patrimoniu peste 70.000 de obiecte și ar fi aproape imposibil ca acestea să fie mutate într-o altă locație destul de încăpătoare, care să le adăpostească în condiții de deplină siguranță. Noi, ca instituție, suntem pregătiți pentru orice, pentru că suntem singurii care ne cunoaștem patrimoniul în toate amănuntele lui și putem să acționăm eficient și într-un timp cât se poate de scurt. Însă sperăm să nu fie cazul. Așadar, în cazul în care s-ar afla într-o situație de conflict armat, muzeele din țară ar avea un statut asemănător așezămintelor spitalicești și ar trebui să fie protejate de orice fel de atacuri armate. De aceleași privilegii ar trebui să beneficieze și membrii personalului acestor instituții, conform aceleiași convenții de la Haga.